Slăvit să fie Domnul! Vă aduc saluturi sfinte din Cluj. Salutul Bisericii Albine este Maranata, Domnul nostru vine, slăvit să fie El! M-am bucurat să-l aud pe fratele Ionuț și mi-am amintit în timp ce el vorbea și spunea că a condus și conduce o navă. Mi-am amintit de un amiral din Anglia, după o victorie puternică împotriva Spaniei. Omul acesta a fost chemat la Palatul Regal și i s-a oferit un pahar de șampanie să închine, știți, că așa se întâmplă, după victorii vin sărbătorile și, sau sărbătoririle. Omul acesta era un bun creștin, chiar dacă era amiral, și mă bucur că Dumnezeu, chiar și din păturile mai de sus ale societății, scoate și cred că are și oameni acolo, slăvit să fie El. Când amiralul a fost chemat în fața regelui să închine un pahar de șampanie, a zis: Maestate, dați-mi voie să vă spun ceva. Victoria mea a fost câștigată pe apă. Dați-mi un pahar de apă. Când o să câștig victoria pe un ocean de șampanie, o să beau șampanie. Și a scăpat, a scăpat. Vedeți ce frumos e să fii vertical și ce important este să fii vertical. Domnul să ne ajute să fim așa cum vrea El. De aceea, fraților și surori, s-a amintit în fața noastră un text din Exodul, capitolul 3. Este un text profund, este un cuvânt adânc și aș vrea să aflăm în dimineața aceasta o parte din tema următoare: portretul unui sfânt, portretul unui sfânt. Dacă Domnul ajută, dacă Domnul călăuzește, dacă Dumnezeu dă putere, vom continua această temă, pentru că este o temă vastă. Dar uitați-vă ce se întâmplă. În Exodul, în capitolul 3, are loc o experiență a unui om care ajunge la rugul aprins, la rugul în flăcări. Ei, omul acesta, după ce ajunge la rugul aprins, omul acesta începe să ardă pentru Dumnezeu. Și să știți că o definiție foarte bună a unui sfânt este aceasta: un om care arde în sfințenia lui Dumnezeu, un om care arde în puritatea, în curăția lui Dumnezeu. Aceasta este o definiție simplă a unui sfânt, da? Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă în textul acesta. Apare focul care purifică, apare focul care umple și apare focul care îl călăuzește pe omul lui Dumnezeu Moise. Deci focul care purifică sau golește, pentru că de fapt astea sunt trei etape din viața fiecărui creștin, da? Purificarea sau golirea de sine, 40 de ani. Atâta i-au luat lui Dumnezeu ca să-l poată purifica pe omul lui, pe Moise. Și după 40 de ani, omul acesta trebuie să părăsească Egiptul. De ce? Era plin de sine. Și-o trebuit Dumnezeu să-l ducă într-o pustie și acolo să-l formeze și acolo să-l forjeze și acolo să-l purifice. De ce? Primul capitol important din viața noastră nu este umplerea cu sinele. 40 de ani în Egipt omul ăsta s-a umplut de sine, o să vedem imediat ce lucruri frumoase avea și trebuia să scape de ele. Și a trebuit să vină Dumnezeu și să spună: Moise, capitolul cu adevărat important din viața ta și din viața mea, dacă tu vrei să fii un sfânt, dacă vrei să vezi care este portretul unui sfânt, capitolul cel mai important din viața ta este purificarea sau golirea de sine. Aici vrea Dumnezeu să ne ajute și să ne aducă pe fiecare dintre noi, fraților. Apoi, uitați-vă ce frumos! Ajunge omul acesta dincolo de pustie, cum spune versetul 1, da? A mânat turma dincolo de pustie, cum spunea fratele Ila Trif, un prieten vechi
al bătrânilor care încă îl mai cunosc în zona noastră, da? Și fratele Hada știe de cine vorbesc, spunea: fraților, Moise a mânat turma socrului său dincolo de pustie, și explica el, asta înseamnă dincolo de obișnuit. Obișnuim să venim la biserică, obișnuim să cântăm cântări, obișnuim chiar să ne rugăm. A ajuns o rutină pentru noi, tot ceea ce înseamnă activismul religios. Și să știți că rutina creează rugină și rugina aduce ruină. Și fraților și surori, într-o zi omul acesta, care a trebuit să fie golit de sine, a luat turma socrului său și a mânat-o dincolo, spuneam, de fratele Ila, da, dincolo de obișnuit. Și când a ajuns dincolo de obișnuit, acolo l-a întâlnit pe cel care umple toate lucrurile cu sfințenia sa, și anume Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Este al doilea capitol pe care Dumnezeu îl caută în viața mea și în viața ta. El vrea să mă umple de sine, dar înainte ca Dumnezeu să mă poată umple cu sfințenia Lui, eu trebuie să golesc ceea ce este rău în mine. Și asta doare, să știți, de multe ori doare. Golirea de sine este cea mai dureroasă, este cel mai dureros proces din viața noastră. De aceea, uitați-vă, lui Dumnezeu i-a luat 40 de ani ca să-l golească de sine pe Moise și ca să-l umple pe Moise. I-a luat lui Dumnezeu câteva minute. Vedeți? Poți să vii aici și să te rogi și dintr-o dată să vină Dumnezeu, poate la o stăruință după Duhul Sfânt, și să ai experiența aceea a umplerii cu Dumnezeu. Dar poate că lui Dumnezeu i-a folosit mai mult timp înainte ca să te golească de tine. Știți de ce? Noi nu vrem să fim sfinți. Din firea noastră pământească nu putem să fim sfinți, oameni buni. Când eram copil, circula o poveste, sau mai bine zis o carte de povești, de fapt era o carte de minciuni, scrisă de un baron din Germania. Și povestea el, și o citesc copiii și se distrează, dați baliverne, povești. Printre ele era una pe care să știți că o practică cei care au impresia că se pot mântui singuri. Spunea baronul ăsta că atunci când cădea într-o mlaștină sau într-o apă, se prindea de păr cu mâna și se scotea afară și se punea pe mal și mergea mai departe. Cam așa și închipuie unii astăzi că se pot sfinți singuri. Nu putem noi să ne sfințim singuri, oameni buni. Cine ne sfințește, soarele sfințeniei noastre, este Dumnezeu. El ne sfințește. Uitați-vă la Moise, da? Golire de sine, apoi umplere cu Dumnezeu și până la urmă sfințire continuă sau călăuzire. Umblare cu Dumnezeu pot numi eu, da? Golire de sine, umplere cu Dumnezeu și apoi umblare cu Dumnezeu. Aceasta este viața lui Moise, portretul unui sfânt. Dar haideți să ne uităm puțin la prima parte, și anume la partea dureroasă, la golirea de sine, da? La sfințirea aceea pe care vine Domnul și o lucrează în noi, bineînțeles la urmă, dar înainte ne golește de noi. Și noi trebuie să facem lucrul acesta. Cartea Evreilor, capitolul 11, ne-l arată pe Moise în trei dimensiuni ale golirii de sine. Și astea, să știți că-s dureroase. Moise a avut ceea ce mulți dintre noi nu avem și poate nu o să avem niciodată. Spune Cartea Evreilor, capitolul 11, versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Uitați-vă, prima dimensiune a golirii de sine, statutul social zero, la picioarele lui Hristos. Ce mai contează statutul social înaintea lui Dumnezeu? Nimic, e zero. De ce? Dacă vrei să fii sfânt,
trebuie să renunți la statutul tău social. M-am bucurat, să știți că l-am urmărit pe fratele, l-am întâlnit prima dată și am urmărit să văd dacă a avut golirea asta de sine, a renunțat la statut social. Și ăsta nu-i ușor lucru, să știți, e greu. Să te gândești, băi, ce o să mănânce copiii mei, că am și eu copii, am soție, am familie. Foarte greu, foarte greu. Dar uitați-vă, prețul trebuie plătit și Moise l-a plătit, spune versetul 24. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Nu la statutul social. Doi. Și asta e mai dureroasă. Versetul 25. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu statut social, nu plăcerile păcatului, a doua dimensiune și a treia, nu bogățiilor. Uitați-vă versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și acum mai excavează oamenii pe acolo și găsesc prin tot felul de piramide, prin Valea Regilor, tot felul de bogății, comori, aur, argint, pietre scumpe, le găsesc și acum. Și Moise le-ar fi putut avea, și Moise și-ar fi putut face o piramidă în Egipt, și Moise probabil că ar fi putut, spun istoricii, să ajungă faraonul Egiptului, dar el a zis nu, 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 dar de ce? Pentru că el avea ochii pironiți spre răsplătire, fraților și surori, și a lucrat prin credință, portretul unui sfânt, golire de sine. Haideți să ne mai uităm la omul acesta, că Biblia ne mai dă câteva detalii despre el, da? Fapte 7:22 ne arată pe omul acesta, pe Moise, un om instruit în toată înțelepciunea Egiptului. Fapte 7:22. Toată înțelepciunea Egiptului o știa omul acesta. Tot ce însemna Egipt, tot ce însemna înțelepții lumii de atunci, tot ce însemna vrăjitorii de atunci ai lui Faraon, cititorii în stele, astrologii, toată știința Egiptului era aici în mintea lui. Și omul acesta a trebuit să meargă undeva într-o pustie, să meargă în urma oilor și să uite ceea ce a adunat aici. Știți de ce? Voia Dumnezeu să toarne aici prin Duhul Sfânt, da? Revelația lui Dumnezeu, inspirația lui Dumnezeu, ca să poată omul acesta să scrie 5 cărți din Vechiul Testament. Fraților, atunci când noi venim la Hristos, nu venim pe baza științei noastre și a cunoștințelor noastre. Alea trebuie să le golim și să lăsăm pe Hristos să ne umple cu cunoștința Lui. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și dacă e posibil să ajung la învierea dintre cei morți, că eu asta vreau, spune Pavel. Cea mai mare cunoștință din lumea aceasta este să-L cunoști pe Dumnezeu, frate și soră. S-a întâmplat, vă spun asta că un pic vă simt cam obosit și vreau să vă prind, așa? S-a întâmplat în zona Dejului, dincolo de Dej, spre Fodora, spre Fodora Dejului, acolo se trecea Someșul, Someșul e o apă din România, se trecea Someșul cu o bărcuță, la început cu barcă, după aceea s-a făcut un pod plutitor și într-o zi un om de ăsta cu capul mare, deștept, se urcă în bărcuță. Barcagiul acela ia vâslele, deci omul care trebuia și îl trece Someșul, trece. Și ăsta îngânfat se uită la el, domnule, dumneata știi matematică, nouă, zice, n-am făcut școală, domnule, nu știu. Iar mai stă un pic să gândește, zice, la posibil, zice, știi ceva chimie, că tu stai în natură și mai știi reacții, domnule, n-am făcut școală, nu știu nici chimie. Domnule, dar poate știi fizică. Poate te uiți la astrele de sus, știi, să citești cartea cerului. Zice, ceva știu, dar totuși fizica nu o cunosc. Nu o cunosc fizica. Și tot îl tachina și îl întreba din știință, ce știi, ce știi, ai citit pe cutare, nu ai. O, săracul de tine, ignorant ești, măi. Dar deodată se întoarce ăsta de la vâsle și zice, auzi, domnule, tu știi să noți. Nu știu.
vezi că ne răsturnăm. Asta e problema, vedeți? Asta e problema. Că poți să ai chiar lumea întreagă cântăm noi. Și poți să știi, nu să fii instruit, să cunoști tot ce există și ce mișcă în lumea aceasta. Dar dacă nu-L cunoști pe Iisus ca mântuitor personal, ești cel mai pierdut dintre cei mai pierduți din lumea aceasta. Doamne, cercetează-ne. Vedeți golirea de sine, fraților. Omul ăsta instruit îi uimește pe toți în Egipt. Omul acesta știa și nu glumește Biblia. Biblia niciodată nu glumește. Toată înțelepciunea Egiptului, toată era la degetul lui mic. Și când îl întâlnește pe Dumnezeu, vedeți, se suie într-o zi pe munte să-L întâlnească pe Dumnezeu și stă 6 zile în întuneric, spune Cartea Sfântă. Și era un om bătrân. Și un om bătrân greu poate să urce un munte, dar l-a urcat de 7 ori. Știți de ce? Pentru că el îl iubea pe cel care îl chema sus pe munte și acela se numea Dumnezeu. Amen. Slăvit să fie El. Da. Și vedeți, omul acesta a dat tot ce știa, tot ce a adunat aici. A zis zero, zero, zero. De ce? Vreau să-L cunosc pe El. Și vine Domnul și te provoacă în dimineața aceasta. Poți să vii și să le explici la pocăiți, nu? Să le citești în original, în limba greacă, Noul Testament, să iei ebraica, să iei aramaica și să începi să zici, măi, cuvântul ăsta înseamnă asta, 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 asta. Dar dacă nu știi înnota, îi bai. E problemă. E problemă. Și vine Domnul și zice, ai avut un moment în viața ta în care să renunți la tot ceea ce ai avut aici și ai aici? Pentru că Dumnezeu nu vine să te depersonalizeze, nu vine să-ți golească personalitatea. Dumnezeu ți-o respectă, că așa te-a creat. Dar dacă tu sau eu am adunat și ne bazăm pe ceea ce am adunat, asta e fân, e trestie, e lemn care arde într-o zi. Și ceea ce e cel mai important în ziua aceea când se va arăta El să-L cunosc și să mă cunoască, să mărturisească despre mine, e cel mai important lucru, fraților. Și acesta e capitolul, spuneam, cel mai dureros din viața noastră și anume golirea de sine. S-a întâmplat în țară, un frate s-a pocăit și tare judeca el pe cei care predicau. Băi, aici n-a predicat bine, aici a avut greșeli gramaticale, aici cu tare. Am avut, să știți și noi, pe Albini, nu știu aici cum este, dar era unul pe Albini care ne punea scrisori în poșta bisericii cu adresă exactă și zicea, din predica cu tare, ai avut greșeala asta, 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 asta și o listă de greșeli în scrisoarea aceea. Și cineva i-a dat o replică unui astfel de om și a zis că dintr-un sac de nuci el adună numai cojile și alea le mănâncă. Dar era unul de ăsta foarte deștept într-o biserică și foarte înțelept și judeca pe toți. Și a zis, dacă ar fi să mă pună să predic eu, știți, eu, asta trebuie golit, fraților, eu. Eu intelectual, vedeți? Și până la urmă are un vis într-o noapte, se făcea că era răpirea și el merge până la porțile Noului Ierusalim. Culmea, măi, alții intrau ușor pe porți, dar poarta când a apărut el, hop, a venit. Și numai o crăpătură așa și el a încercat. Nu intra capul, că era cam mare. Și-a auzit o voce de dincolo de poartă, zice, du-te și golește-ți capul de toate cunoștințele, cunoaște-L pe Hristos și apoi vii și intri. Și-a luat lecția. Vedeți, spune în Biblie și Pavel afirmă, cunoștința îngâmfă, adică mândrește. Dar ce zidește? Dragostea. Dacă și cunoști, și dacă ai dragostea lui Dumnezeu, atunci e extraordinar. Dar decât să ai numai cunoștință și să n-ai dragoste, mai bine dragoste, că dragostea te învață cum să trăiești în lumea aceasta. Domnul să ne ajute. Golire de sine la Moise, uitați-vă.
Omul ăsta trebuie să se golească, spuneam, de statut social, de plăceri, de bogății, cum ne spune evrei. Dar omul ăsta trebuie să se golească de sine și în domeniul cunoașterii, și în domeniul instruirii. Și omul ăsta e chemat de Dumnezeu la asta și el acceptă. Știți de ce? Uitați-vă ce minune e aici, ce minunăție ne relevă acest text, fraților și surori. Citim capitolul 3 cu 11. După ce Domnul cheamă la rug, el își dă încălțămintea jos, că așa i-a spus Dumnezeu. Se teme să se apropie de Dumnezeu și ascunde fața, ca și Ilie mai târziu. Se teme să-L privească pe Dumnezeu. El începe să spună, uitați-vă, 3 cu 11, cine sunt eu? Vedeți, un eu mic. Și o întrebare, cine sunt eu? El era foarte mic acum. Eul lui era aproape invizibil. Și uitați-vă, da, la versetul 14, cineva a luat textul acesta și și-a intitulat predica Micul eu sunt și Marele eu sunt. Uitați-vă, el întreabă cine sunt eu. Eu sunt un nime acum, Doamne, nu mă trimite, nu pot să mă duc. Altădată s-ar fi dus, dar acum nu mai vreau să mă duc. Și uitați-vă la versetul 14, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt, slăvit să fie El. Ehie, Asher, Ehie. Asta se poate traduce, eu sunt cel ce voi vrea să fiu. Eu sunt cel ce am fost, cel ce sunt, cel ce voi fi. Oricum se poate traduce, e un nume de taină lui Dumnezeu, știți de ce? Dumnezeu poate să devină Dumnezeul leucemiei tale. Poți să-i dai numele ăsta, să-i spui, Doamne, Tu, eu am leucemie, Tu ești Dumnezeul care mă vindecă de leucemie. Poate să devină Dumnezeul cancerului tău. M-a uimit un frate de la baptiști din România, spunea, dacă mă mai chinuie mult cancerul, îl las aici și mă duc la Iisus, că eu îl iubesc. Am zis, măi, ce credință la omul ăsta, mă, măi, ce credință. Și vedeți aici omului Dumnezeu Moise și notăm, Moise înseamnă scos. Înseamnă scos, scos din apă. Dar trebuie Dumnezeu pe omul acesta să-l scoată din eul lui și să rămână un Moise care să întrebe, Doamne, cine sunt eu, Doamne? Sunt un nimeni, Doamne. Așa cum cântăm noi cântarea aceea frumoasă și cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu te vezi, dar și ești mai mare. Doamne, înalță-Te în viețile noastre și ajută-ne să învățăm lecția golirii de sine, lecția smereniei. De multe ori să știți că Dumnezeu, ca să ne ajute și tot întrebăm de ce, de ce, de ce, de ce, de multe ori Dumnezeu ne îngăduie la mari încercări ca să ne învețe smerenia și golirea de sine, fraților. De multe ori ajungem în spitale, de multe ori ajungem în crize financiare, de multe ori ajungem în crize interpersonale, că trebuie să mergem, să plecăm capul, să ne cerem iertare, te rog iartă-mă frate, de ce? Dumnezeu vrea să ne scoată din noi înșine, din eul acela, eul ăla așa e de periculos, atât e de ticălos, mândria noastră pe care am moștenit-o de la Adam, știți cum este? Ca foile de ceapă. Iei un rând, zici, băi, am scăpat de mândrie. Când te uiți, mai este un rând. Mai ai un ban, scăpat de mândrie. Iar mai este un... Știți de ce? Atunci când tu te lauzi că ai scăpat de mândrie, poate că te mândrești. Și iar mai este un pic de mândrie care trebuie să o scoți. De aceea Ioanid spunea în poezia lui, să fii sfânt și să nu știi. Auzi? Asta e marea culme a lui Dumnezeu, unde trebuie noi să ajungem. Să fiu sfânt și nici măcar să nu știu. Nu? Îl avem aici pe Moise, omul impregnat cu prezența lui Dumnezeu, omul sfânt al lui Dumnezeu care coboară de pe munte și nici măcar nu știa că îi strălucește fața. Asta înseamnă să fii sfânt și să nu știi. Dar ne întoarcem la textul nostru pentru că tema asta a golirii de sine e dureroasă, dar e și trebuincioasă. Ne este de folos fiecăruia. El a fost golit, da? De statutul său social, a renunțat, haideți să zicem renunțare, da? Plăceri, renunțare, bogății, renunțare. De fapt, să știți că plăcerile acestea
de o clipă ale păcatului se rezumă la cele trei pofte din 1 Ioan capitolul 2 cu 16. Vedeți, noi avem un verset de aur, Ioan 3 cu 16, dar și diavolul are un verset de aur, 1 Ioan 2 cu 16. Ăsta e versetul de aur a diavolului. Tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și cineva, știți cum le-a rezumat astea? Zice, glorie, aur, femei, gafe. De aceea vine, glorie, aur, femei, gafe. De aici toate gafele și păcatele noastre, de aici derivă. Din astea trei. Și Moise a trebuit să renunțe la plăceri, ne spune Cartea Evreilor. A trebuit să renunțe la bogății, a trebuit să renunțe la instruirea lui. Și uitați-vă iarăși la omul acesta, da? Omul acesta a avut încă o problemă care a trebuit Dumnezeu să o repare în viața lui. Avea o putere personală, spune tot Cartea Evreilor, capitolul 7, era puternic în cuvinte și fapte. Știți ce înseamnă asta? El era un fel de om de la tare în vorbire, în teorie, era un om teoretic și o trebuie și la partea asta să schimbe Dumnezeu și să o repare cumva. Știți de ce? Pentru că despre Hristos Domnul spune Luca în ultimul său capitol din Evanghelie și în primul din fapte. Zice că Domnul Iisus era puternic în fapte și cuvinte. Vedeți? Invers. Dar la Moise era puterea inversă, adică bă, eu stare... Mă laud, cu tare. Și avea așa niște cuvinte puternice, înduplecătoare. Dacă însă treacă la fapte, era mai slab. Și de aceea Biblia spune despre el că era puternic în cuvinte și fapte. Și o trebuie Dumnezeu să vină și să spună, trebuie să reparăm și asta. Trebuie să te golești numai de teorie. Tu trebuie să faci un pic de practică. Nu știu cum s-a botezat fratele Ionuț, nu vreau nici să-l tachinez, dar într-o biserică s-a botezat un general și frații au zis, băi, să facem o evangelizare beton, cum zicem noi, trăznet, să vină generalul să-l botezăm cu epoleții pe umăr. Și a venit un bătrân păstor și a zis, băi, nu-l botezați, mă, general, că ăsta rămâne general și face instrucție în biserică cu voi, mă. O zis, nu frate, că facem evangelizare. Și-o făcut evangelizare. Dar după câtva timp, puțin, nu mult, a început generalul să-i organizeze, să le facă probleme și a avut mari, mari probleme. Știți de ce? Atunci când te duci acolo, atunci renunți la tot, la tot, da? Renunți la cunoștințe, renunți la gândirea ta, renunți la cuvintele tale. Tu trebuie să faci fapte vrednice de pocăință. Pe porțile noului Ierusalim nu o să intre nimeni îmbrăcat în haină de general, nici de profesor universitar, nici de păstor. Acolo o să intre cei care au haina mielului muiată în sângele mielului, haină albă, slăvit să fie Domnul. Aceia vor intra în curțile lui Dumnezeu pe porțile noului Ierusalim. Doamne, dă-ne haina aceasta albă. Haideți să ne uităm puțin mai departe. Iarăși e o problemă pe care Dumnezeu a trebuit să o repare în mintea lui Moise, da? Pe lângă statutul social la care a renunțat, plăceri, bogății, da? Am mai spus, instruirea aceea pe care avea, divagația asta, ambiguitatea dintre cuvinte și fapte, Dumnezeu s-a uitat la Moise și și-a dat seama cât de lipsit este de călăuzire. Moise n-avea călăuzire. Și-o trebuie Dumnezeu să rezolve și problema asta, fraților. Știți de ce? Calculul lui Moise a fost greșit. Calculul lui Moise a fost greșit. El a crezut că poate să scoată poporul Israel din Egipt cu 40 de ani în urmă. Asta a fost calculul lui. Probabil că a avut profeția lui Avram, căruia Dumnezeu i-a zis că peste 400 de ani poporul va ieși din Egipt. Probabil, nu zicem. Dar oricum nici aia nu mergea exact unde trebuie. Că mai trebuiau încă cel puțin 10 ani ca să se împlinească cei 400 vestiți lui Avram. Deci vedeți, el a calculat greșit. Pe lângă că a calculat greșit, omul acesta a avut și atitudini greșite.
Acum închipuiți-vă, fraților și surori, Biblia ne-l arată pe Moise, citim la Numeri, la capitolul 12, că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Dar ca să-l ducă Dumnezeu acolo, Dumnezeu a trebuit să-l îmblânzească. Știți cum se îmblânzesc caii ăia sălbatici? Așa a trebuit Dumnezeu să-l ia pe omul ăsta și să-l îmblânzească. Moise n-a fost blând? Păi atunci când a vrut el să scoată poporul din Egipt, el avea în mână un cuțit, bănuiesc. Cu ăla l-o fi omorât pe un egiptean. Dar acum închipuiți-vă, în fruntea unui popor de 600 de mii de bărbați, plus femei, plus copii, dacă cineva comenta cuțitul, ce e asta? Lui Dumnezeu nu-i plăcea așa ceva. Dumnezeu a trebuit să-l ia pe omul acesta și să-i spună: măi omule, calculul tău e greșit, tu nu știi timpul lui Dumnezeu, ești călăuzit de firea ta pământească și în al doilea rând, atitudinile tale nu-s corecte. Tu vrei să scoți un popor din Egipt cu un cuțit, nu Moise. Eu îl voi scoate poporul acesta din Egipt prin semnul sângelui mielului. Fraților, nu sângele unui egiptean ce a căzut în nisip și a fost îngropat. Acolo în Egipt trebuia să strălucească sângele mielului lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos. Numai așa putem să mergem spre țara făgăduinței. Amen. Slăvit să fie Domnul. Amen. Și nu timpul meu, ci timpul lui Dumnezeu. Nu, a fost într-o biserică un tânăr și a vorbit Domnul prin proroc. Zice: tânărule, vine vremea să te fac un stâlp în casa mea. Știți ce a făcut? S-a dus lângă păstor. Zice: Domnul mi-a vorbit că trebuie să fiu stâlp în locul tău. Păi stai un pic, măi. Tu știi timpul lui Dumnezeu? Nu cumva vrei să iei cuțitul și să lovești acolo unde nu trebuie să lovești? Moise a luat la momentul potrivit un toiag, acela i l-a spus Dumnezeu. Moise a luat încălțăminte în picioare, așa i-a spus Dumnezeu. Moise a mâncat din azimă și din carnea mielului de jertfă, așa i-a zis Dumnezeu. Moise a ieșit împreună cu poporul noaptea aceea prin semnul sângelui de pe ușorii ușii, așa i-a vorbit Dumnezeu. Fraților, asta înseamnă golire de sine, să ascult în totul totului tot de dorința lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Nu degeaba spunea un filozof creștin, C.S. Lewis, spunea că acolo unde omul nu vrea să asculte și nu vrea să se roage în ghețimaniul lui, că fiecare avem ghețimaniul nostru. Și în ghețimaniul nostru ne avem două posibilități. Ori zicem lui Dumnezeu: facă-se voia ta, ori ne zice Dumnezeu: nouă, facă-se voia ta. Ce vrem? Ce vrem să alegem? Acel facă-se voia ta, Dumnezeule, înseamnă golire de sine, înseamnă smerenie totală, înseamnă plecare totală la picioarele lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, eu sunt nimic, Tu ești totul, Dumnezeule. Slăvit să fie Domnul. Fraților, vreau să ne ridicăm înaintea Domnului, vă invit cu respect. Aș vrea să facem și o rugăciune în care să vedem, să identificăm, și eu le am, fraților, și fiecare le avem, elemente din viața noastră care încă n-au fost ucise, n-au fost omorâte pe cruce. Crucea are două fețe, pe o față a fost răstignit Hristos, pe cealaltă față te așteaptă pe tine și mă așteaptă pe mine. Galateni este epistola răstignirii și Pavel zice: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. De ce? Crucea și-a făcut menirea, și-a făcut lucrarea și pe tine te așteaptă Dumnezeu. Hristos a murit pe partea lui de cruce, te așteaptă Dumnezeu să mori față de sine pe partea ta de cruce. Crucea are două fețe, golirea de sine trebuie să fie o realitate, smerenia înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie o realitate. Altfel, probleme, divorțez, mă enervez, strig, urlu, nu mai rabd, scau nebun înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice: n-ai ajuns la golirea de sine. Omule dragă, faci probleme păstorilor, soției, copiilor, toți îți răi, numai tu ești bun.
Da? Și Dumnezeu așteaptă de la noi în dimineața aceasta, dar nu numai acum, toată viața, golire de sine, smerenie totală și până la urmă Dumnezeu va începe să ne umple cu Duhul Său. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului.